Ora de dimineață ne ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața! Joi, 24 septembrie, astăzi și mâine zi de campanie și după aceea pauză și duminică la vot. Apropo de duminică la vot, pe Mesagerul de Neamț, mesagerulneamț.ro și pe 10h.ro, vedeți un crochiu de declarația unor oameni care vorbesc despre importanța votului de duminică. Revenind, este joi, așa că suntem împreună cu domnul dr. Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața și sper să păstrăm această joi și în viitor. Deci noi am trecut-o în calendar de acum. Joia este Liviu Harbuz. Adică mă puteți invita chiar dacă sunt primar, sper să nu aveți o reținere. Nu am niciun fel de reținere, cum nu am avut niciodată reținere să invit pe oricine, numai că unii m-au onorat cu prezența doar în campanie. E. Noi avem deja o istorie pentru joi și mi-aduc aminte cu plăcere de emisiunile care nu țineau de politică. Recunosc și eu și de-abia aștept să fac asta în vinea emisiunii, că deja, cum spunea Olteanu de la Bistrița, parcă nu era unul prin PDL, care spunea că are o broască nu știu unde. Da, da, domnul Olteanu, da. Înghițea broaște răioasă. Înghițea broaște răioasă. Adevărul că în politică e valabilă expresia și, din păcate, trebuie să mai și înghiți. Compromisul politic are și el rostul lor până la un punct. Depășind, uitați-vă ce se întâmplă pe piață, cu, mai ales în campanie, cele două partide mari care... Partidul Național Liberal, care a ieșit învingător mereu în Parlament pentru că a fost votat de PSD. Adică politica funcționează, blaturile funcționează. Oamenii, unii dintre ei, unii dintre alegători, nu înțeleg că la alegerile locale, până la urmă, contează omul și nu partidul. Disciplina asta de partid, tot văd în fiecare zi, chiar la dumneavoastră mă uitam, vin... pereche de mânuță și ne spun că dacă nu ies amândoi, unul la primărie și unul la Consiliul Județean, va fi nenorocire. Deci să ne așteptăm dacă la PNL, la PSD, la PMP nu ies amândoi, unul la Consiliul Județean și unul la primărie, va fi dezastru. Deci se blochează județul. E o perspectivă foarte frumoasă. Asta înseamnă votul politic. Dar, din păcate... în continuare reușesc să păcălească oamenii. Mă uitam, de exemplu, eu sunt un mare susținător al învățământului dual și îl avem în a școlilor profesionale. Îl avem în program, dar acum eu dau consultanță legislativă unor ONG-uri din București, că tot vorbim de voluntariat, voluntar. Și am avut un act normativ, un proiect care săptămâna trecută a trecut prin Comisia de Buget Finanțe de la Camera Deputaților și ce să vedeți, cine susține învățământul dual? PNL-ul. Da, PNL-ul a votat împotrivă. Împotriva actului normativ. De ce? Pentru că acolo este acest proiect de lege propune un amendament prin care cheltuielile pentru învățământul dual să fie susținute într-o mare parte și să poată deduce cheltuielile cei care practică acest învățământ, firmele care practică învățământul dual. Adică decât să le încurajăm, mai bine să-l descurajăm. Nu avem bani pentru pensii, nu avem bani pentru alocații. Chiar astăzi Curtea Constituțională va decide dacă dublarea alocațiilor este constituțională. Dar, în schimb, mă uitam azi dimineață la știri, șefii jandarmeriei sunt chemați pentru că și-au dat prime, pentru că și-au mărit salariile și sunt chemați la DNA. În permanență vorbim de scurgerea banului public. Păi banul public să scurgem, la un pe domnul Gavrilescu, să stopăm risipa banului public. Păi ce ai făcut, prietene, 4 ani de zile? N-ai risipit banul public, avem bani pentru toate, dar nu pentru ce trebuie. Apărea în presă zile trecute, apăreau firmele de casă ale PMP-ului, a domnului Chitic și a domnului Gavrilescu. Minunat! Vedem și noi ce se întâmplă de fapt. Dar în continuare au tupeul să ceară, să rămână acolo țintuiți în scaune, să nu se schimbe nimic, să-și conserve avantajele, să-și conserve pozițiile, să-și conserve statutul politic.
Până acum am auzit săptămâna asta, în fiecare zi, mă uitam cum PNL-ul atacă pe Chitic și ne explică cum că el a fost și mediocru și falimentar în politicile pe care le-a dus. Ok, dar a fost liderul PNL-ului, împreună cu consilierii PNL a făcut asta. Acum ia uite, ce să vezi? Consilierii PNL sunt pe listă în spatele lui Carabela, ceeași oameni pe care tot ei, Carabela, îi face mediocri. Iar domnul Chitic s-a înconjurat de sigur de șcuța aia PMP, care deține conducerea la toate societățile primăriei. Ca să nu mai vorbim de faptul că în loc să-și vadă de treabă, inspectorul general de la învățământ stă în campanie. Nu știu dacă ați văzut statistica aia. 28 de inspectori general de învățământ din țară candidează acum la locale. Mai mult de jumătate dintre ei și doi secretari de stat care și ei candidează și au luat concediu când a început școala, în prima zi de școală. Doamna ministru candidează și ea? Da, și doamna ministru candidează. Deci ei sunt în campanie electorală în perioada în care, uitați-vă ce se întâmplă în școli, în care toată lumea e în haos, în care părinții sunt disperați, profesorii sunt disperați, copiii sunt disperați. Dar ei au timp de campanie electorală. Și sună ba în stânga, ba în dreapta. Șefii de DSP sună la medici de familie care să vină urgent cu date despre cum votează pacienții, e noaptea minții. Deci cancerul acestei societăți este politizarea. Până nu vom depolitiza, mai ales la nivelul ăsta, învățământul, sănătatea. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Spitalul Județean Neamț în ultimii 20 de ani. Politicul a distrus tot. Ce o să mai distrugă? Ce o să mai facă? Gândiți-vă că Victor Ponta, în urma tragediei de la colectiv, și-a dat demisia. Acum mor zeci de mii de oameni, cei 5.000 care au murit de COVID, la care se adaugă poate peste 10.000 de oameni care au murit de alte patologii. E aproape un genocid. Cui îi pasă? Avem bani de campanie, timp de campanie electorală, hai să treacă să luăm noi votul maxim, așa gândesc partidele mari. Au vorbit mereu de hai să fim... Să promovăm democrația, hai să facem alegeri cu voturi în două tururi. Dar de unde? Când a fost să fie la vot PSD-PNL, tot un tur, ca să-și conserve pozițiile pe care le au. Vorbim de restructurarea administrativă a României. Până nu se va face restructurarea, nu vom avea bani, pentru că banii se risipesc pe niște primării mici, care sunt de fapt niște instrumente electorale și care nu produc nimic. Gândiți-vă că 80% din ceea ce înseamnă OAT-uri în România nu sunt în stare aceste OAT-uri să-și producă din taxe și impozite bugetul. Mereu așteaptă cu limba scoasă la guvern. Guvernul le mai dă niște bani, cum a făcut acum domnul Orban, îi salvează în perioada electorală. Dar ce facem după? E modelul consacrat în istoria românilor, după noi, potopul. Asta, dăm foc la glie, o trăvim fântânile și o vedea noi după aia ce facem. Oare cum ar arăta o campanie electorală? Toată lumea spune că marea problemă la alegerile locale e că nu sunt două tururi. Este o mare problemă. Foarte mare. Foarte mare. Nivelul de reprezentativitate. Dar oare cum ar arăta o campanie locală în care, să spunem așa, și încercați să mă urmăriți. Vă urmăresc. Răzvan Cuc. Și atât. Andrei Carabela. Și atât. Liviu Harbuz. Și atât. Da, așa fără partid. Fără partidă. Pentru că pentru aici că a trebuit să fie ales omul. Și pentru asta, când vorbim de primar, de aleși locali, gândiți-vă, oamenii trebuie să înțeleagă. Aceste alegeri sunt alegeri speciale. Pentru că ăștia sunt oamenii care se vor ocupa de calitatea vieții zi de zi. Dacă orașul e curat, dacă avem un sistem de sănătate local. Dacă avem un sistem, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în întreaga lume. În această pandemie am învățat că suntem pe cont propriu. Și dacă noi nu ne rezolvăm problemele, nu ni le rezolvă nimeni. Dar nu văd, mă uitam, primarii, domnul primar Mătasă de la Grumăzești. De la Grumăzești, localitate un istorică. Respectabil profesor, eu îl cunosc altfel pentru că am lucrat cândva cu dânsul. A venit cu o chestie care e noaptea minții. Cred că am bătrânit urât domnul Mătasă. Este o chestie penală. Păi, că e penală, dar și cine să... Problema cine este să de ce nimeni penal? N-a reacționat la de acest ce lucru. De ce să reacționezi? Adică tu condiționezi
zonă din comuna ta, fac investiție dacă votați cu... Și încep investițiile de acolo. Banii familiei, vine cu banii de acasă. No. M-am săturat să aud asta. Am băgat, mă am scuzați, făcut. Mă scuzați. Oamenii din Grumăzești cred că sunt banii familiei. De ce? Că domnul primar este primar, cred că fiul sau ginerele este pe acolo și el viceprimar, mai sunt și alții din familie în primărie. Și atunci se confundă. Da, asta înseamnă când primăriile și instituțiile publice sunt conduse de clanuri, când sunt conduse de familie, nu mai poți penetra. Lucrurile astea vor dispărea doar printr-o reformă adevărată a administrației publice, o reformă în care din 3.200 de OAT-uri să rămână maxim 1.000 de OAT-uri. Gândiți-vă câți bani risipiți sunt. Păi, hai să facem o socoteală. Câți consilieri sunt la sectorul 1 București? Nu știu, sunt vreo... 30. Vă spun 30. La capitală, sunt 55. 55. 55. Și la da, Dochia... Vorbim de o populație, totuși, de aproape 2 milioane jumătate. 2 milioane jumătate de locuitori. Și la Dochia avem 9 sau 11. Da, despre ce vorbim aici? Este o aberație administrativă. Dar nimeni nu are interesul să corecteze, pentru că noi tot ce facem, facem în cheie electorală. Mereu în cheie electorală. Măsuri populiste. Măsuri care să avantajeze și să dezbine categorii sociale. Adică am ajuns în pandemie să spună tinerii, lasă, moară hodorogii, că important este să trecem pe, eu nu mă îmbolnăvesc. Deci s-a cultivat această abordare. Uitați-vă puțin guvernul, câte bâlbe, mai ales cu începerea școlii, și nu-i pasă nimănui. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să voteze omul la primărie și nu partidele. Partidele care fac blat. Mă gândeam acum, PNL-ul spune, noi nu o să facem niciodată după alegeri alianță cu PMP-ul. Au spus-o cei de la PNL de nu știu câte ori. Noi nu facem cu PMP-ul, lui Gavrilescu și al lui Chitic. Veți vedea după. Să vă aduc aminte cum s-a creat majoritatea acum 4 ani, că PMP-ul era cu PSD-ul și făceau majoritate împotriva PNL-ului. Păi băieții aia care ajung acolo au doar interes. Interese personale, de grup, și în momentul în care interesul lor este afectat, uită de orice promisiune electorală. Deci lucrurile se întâmplă, eu spuneam și acum 4 ani. Am venit acum cu... Ce am semnalat eu acum 4 ani? Cu toate întrebările pe care îi puneam lui Chitic. Nu s-a întâmplat nimic. Ba chiar am făcut filme în aceleași locații. S-au acutizat. Totul e distrus. Peisajul acolo sus, nu mai pronunț Cozla, că știu că faceți alergie, acolo este deprimant totul. Și acum vii, hop, proaspăt ca un trandafir, spălat, curat, uscat și spui, vom face, ce va fi pe Cozla, ce va... N-a făcut nimic. Nimic. Ne vorbește despre niște proiecte desertare. Nu s-a întâmplat nimic. Acum vine să se laudă cu elemente din orașul inteligent de Smart City. Vom face. Și acum 4 ani îmi spunea Harbuz, vorbește, a venit cu avioane. Așa cum fac acum cu Lego. De ce? Pentru că Lego poate fi, până la urmă, poate transforma orașul într-o forță economică. El nu cheltuiește nimic din buget. El vine să aducă bani pentru primărie. Primăria, dacă nu are taxe și impozite, nu are de ce să-și creeze bugetul. Iar povestea cu fondurile europene, sau aud în fiecare zi să mai face câte o centură, o colitoare. Cred că centura asta, o colitoare, o să prindă puțin și din București. Prin munți, pe văi, nici măcar peste centura Bistrița. Adevărată nu mai e. Nici, da, măcar o centură curată, de corectă, exact, decentă, cu taxe, igienică, adică, da. Exact. Nu, e ok, avem nevoie de centură ocolitoare. E o realitate. Avem nevoie mai mult ca niciodată de drumul expres Piatra Neamț-Bacău. E o realitate. Dar asta, până la urmă, creează niște locuri de muncă care nu întotdeauna servesc județului Neamț, pentru că vine forța de muncă din alte județe. Deci avem nevoie de schimbări rapide, care nu presupun mari eforturi. Sunt lucruri banale. Mă uitam, am întâlnit cu copiii, cu tinerii. Vor un skatepark, de nu știu când toți spun, aia, domne, skatepark. Pentru categoria aia e foarte important. Pentru cei care iubesc sportul, e foarte important să dezvolți ceea ce înseamnă infrastructura sportivă. Infrastructura culturală, vorbim aici de evenimente. Evenimente pe care Piatra Neamțului a pierdut
pentru că niște băieți nu au dorit să-și respecte promisiunile. Filmul de piatră a dispărut, o groază de evenimente importante, pentru că știți cum e, există categorii, mai multe categorii de structuri sociale. Trebuie să-i oferi fiecăruia. Politica și economia înseamnă să le dai oamenilor echitabil, justiția trebuie să fie echitabilă, la noi nimic nu mai e echitabil. Copiii au toți dreptul la educație gratuită prin Constituție. Astăzi se încalcă Constituția, sunt copii care nu au condiții. Sunt chinuiți, atât au înțeles, că trebuie să poarte toți măști. Nu e singurul lucru. Nu e singurul lucru. În programul meu, și îmi doresc foarte mult, avem liceul Gheorghe Asache, avem acel liceu care a fost liceu pedagogic. Nimeni nu se gândește la prevenție. Dom'le, hai să facem liceul la un campus în care să formăm o nouă generație de cadre didactice. Vedem că, din păcate, și biologic, și intelectual, și tehnologic mai ales, cadrele didactice, oricât unele dintre ele, oricâte eforturi ar face, sunt depășite. Nu pot. Au platforme. Exact. Adică s-a aruncat responsabilitatea pe umerii lor, dar nu li s-au dat instrumentele ca să poată opera în acest sistem. Și când vorbesc de instrumente, asta înseamnă nu neapărat platforme, hard, soft. Eu vorbesc și de comunicare. Vorbesc de cursurile de formare profesională continuă, care sunt foarte importante. Avem nevoie de o nouă generație de cadre didactice care se formează în ani. Dacă nu înțelegem că toți zic, că trece pandemia. Nu va trece așa ușor. Iar repercursiunile economice sunt foarte grave. Încă nu le-am simțit. Uitați-vă, a ajuns 5.000 de lei euro. Unde se duce? Și aud că, pentru că s-a mărit punctul de pensie cu 40%. Nu cred că asta e motivul. Eu cred că vine criza, se extinde din Europa spre noi și vom suferi foarte mult. Noi vorbeam despre aceste lucruri încă din martie-aprilie și iată că toate lucrurile pe care le discutam atunci, așa parcă le-am pus cu mânuța, s-au îndeplinit. Nu trebuie decât să ne informăm și să ne uităm în jur. Nu ne așteaptă nimeni să ținem pasul. Dacă noi nu înțelegem că noi prin noi ne dezvoltăm, că oamenii trebuie să se implice și de-aia invit să meargă pe 27 la vot, trebuie să fie implicați oameni buni. Dacă nu vă implicați, alții o să hotărască destinele voastre. Și lucrurile sunt din ce în ce mai rău la nivel mondial, la nivel european. Dacă nu știm să profităm, pentru că sunt elemente de care poți profita în această criză. Dar noi suntem tot la nivelul ăla, dăm votul, ia votul, PNL-ul, PSD-ul, hai să ne batem noi, partidele mari. A ajuns un ping-pong economia, învățământul, sănătatea, un ping-pong între aceste două partide. Eu aș vrea să fim foarte bine înțeleși. Programul pe care îl propuneți dumneavoastră la Piatra Neamț este un program care nu se bazează... Programul Lego, da? Proiectul nu Lego. Se bazează nu pe se bazează primării, pe banii publici. Exact. Deci asta trebuie înțeles. Avem nevoie de o infuzie de capital, pentru că fără taxe și impozite, primăria va rămâne datoare și nu va face nimic. Trebuie puțină viziune, trebuie dezvoltat economic orașul. Nu îl dezvolți, pentru că facem centură, facem drum expres, cine o să umble pe ele? Șomerii? Cine ce o să facă? Pentru că nu suntem, trebuie să luăm în ansamblu, orașul și județul ăsta trebuie să meargă pe industria turismului. N-are nicio șansă altfel. Vorbim de parcuri industriale. Dom'le, dar de ce nu au venit companii mari până acum aici? Acum când face Cook parcuri industriale, cred că o să fie coadă. Mercedes, nu știu... Nu, mașinile Mercedes, mașini BMW... O să fie. Alea l-avem și acum, le-avem în trafic. Și... Am vorbit de optimizarea traficului. Uitați-vă ce e în Piatra Neamț. Ca să nu mai zic astfel de proiecte, cum e centura, cum e drumul expres, astea sunt lucruri care se realizează în minim 4-5 ani de zile. Eu am înțeles că în 2 ani de zile tăiem panglică. Niciodată, pentru că sunt niște proceduri și niște termene foarte clare atunci când vorbim de fonduri europene. Iar băieții deștepți să nu mai spere că mai vin bani de la București, cum i-au venit până acum domnului Arsene, pe o relație personală. Nu așa se dezvoltă o zonă, pe o relație personală.
Pentru că uitați-vă, acum pentru că Arsene a reușit să ia niște bani prin cultivarea unor relații în care l-a dus și pe Cuc, aici ministru, acum vrea să-l facă și primar de Giurgiu la Piatra Neamț. Deci, asta să-l face poate la Corbeanca sau unde? Poate la Corbeanca, da, în noua lui casă, că tot se pregătește să-și facă casă în Corbeanca, că vrea să candideze la Piatra Neamț. Dar, repet, acest sistem nu va funcționa. Pentru că după aia a venit PNL-ul, care, ce să vezi, i-a pus bețe în roată drumului DN15 ca să-l compromită pe Arsene. Adică societatea, economia sunt folosite pentru a se compromite unii pe alții politic. Așa nu o să ajungem nicăieri. Da, și să continui cu ideea. Deci nu presupune bani publici proiectul LEGO. Pe de altă parte, celelalte prevedere ale proiectului, gen rețeaua de încredere, rețeaua nu presupune decât gospodărirea unor resurse existente. Exact. Implică, de fapt, ceea ce tot și clamează mereu domnul Carabela, voluntariatul. Exact. Da, domnul Carabela a strâns și el 50 de milioane de tone de sticle de pe apa de la baraj și consideră că asta îi conferă experiența și forța de a conduce o primărie. Nu. Nu așa se conduce o primărie. Ca să nu mai vorbim, l-am auzit că vine cu facem universități la Piatra Neamț. Am mai auzit asta și acum 4 ani. Povești. Soluția noastră este un institut de design pe liceul Brauner, care într-adevăr poate deveni un pol de atracție și educațional, dar și economic. Pentru că acest tip de design, adică acest institut de design vine cu toate domeniile în care se poate practica designul, inclusiv designul industrial. Și atunci poți, într-adevăr, să aduci din afară oameni, pentru că dacă faci tot o facultate care e la Iași sau la Bacău, sau vii cu același tip de învățământ care îi deservește, vă spun eu, tineri din Piatra Neamț, pentru că nu e suficient să fii student. Vrei să ai și un trai și o viață studențească adevărată. Nu vor rămâne în Piatra Neamț dacă vor avea aceleași facultăți la Iași, la Bacău, la București, la Cluj. Dar un institut de design este un pol de atracție, un magnet pentru toate domeniile, mai ales că învățământ pe termen scurt. În fiecare an se poate organiza un eveniment, un târg de design. Asta poate chiar să pună pe harta Europei Piatra Neamț. Mai ales că noi avem un experiment făcut la Piatra Neamț, reușit. Țineți minte cum se făceau vacanțele muzicale? Exact. Era un punct de reper pentru toți studenții din domeniu care veneau aici vara. Bine, nu mai ne aducem aminte cum au luat ele nașterea, da, dar mă rog. Știți ce se întâmplă? E rău să trăim din amintiri. Este foarte rău. Este rău și eu știți foarte bine că sunt motivat de nostalgiile copilăriei și tinereții. Nici nu mai deschid subiectul asta, teatru. Pentru, nu mai vorbim de teatru. M-am întors în Piatra Neamț în urmă cu ceva ani pentru că chiar îmi pasă și chiar vreau să fac ceva pentru orașul ăsta. Dar când văd că în continuare îi auzim pe cei care candidează la primărie, domnul președinte, aveți cuvântul, să-l întreb pe domnul președinte, e o onoare pentru mine să-l am lângă mine pe domnul ministru. Vai, a venit domnul președinte. Ce facem? Ne întoarcem iar la politizarea excesivă? Pleacă ai noștri, vin ai noștri? Asta se întâmplă. Adică e valabil cu ceea ce se întâmpla în anii 40, 50, 60, la fel. Dacă citiți presa de atunci, o să vedeți că nu s-a schimbat nimic. Doar limba, oarecum, a devenit mai catifelată. A devenit mai catifelată și limbile au devenit mai catifelate. Aici este problema. Și caracterul oamenilor s-a schimbat, pentru că și înainte, și eu vorbesc în perioada interbelică, se mai făceau mișcări de la un partid la altul. Dar nu așa ca acum. Și nu în felul acesta. Eu încă nu mi-am revenit și am văzut multe de la schimbările cele două, clare. Domnul Micu la Roman și domnul Chitic la Piatra Neamț. Aici, pe scaunul acesta. Da, dar vedeți, sunt oameni care se lasă păcăliți și ei se victimizează. Legea
Adică să te victimizezi că s-a aplicat legea, da, că... să te victimizezi că ai fost condamnat în primă instanță, să spui, eu să... ok, prezumția de nevinovăție există, dar dacă citești pragmatic dosarul, îți dai seama că nu va scăpa. Nu va scăpa de urma legii și va fi aplicată. Și atunci ce o să facă? O să ne punem situația să organizăm din nou alegeri la Piatra Neamț pe banii nemțenilor, pentru că el are ambiția de a continua să rămână primar, deși e primarul zero, n-a făcut nimic. Nimic. Absolut nimic. Și îl mai ia și pe tânărul Gavrilescu lângă el, care are probleme de exprimare, ca să fiu drăguț. Nu are probleme de exprimare. Are probleme de exprimare electorală, în general. Da, nu știu. Electorală, neelectorală... E, eu am vrut să fiu. E noaptea minții. Deci nu se poate orașul ăsta să fie blestemat. Uitați-vă ce s-a întâmplat la spital. Avem nevoie, eu, când aud, domnule, era la județ sănătatea, cultura era la județ, transportul era, troleibuzul era la județ, n-am avut ce face. N-ai avut ce face, păi tu ești primar, îți administrezi comunitatea și te derobezi de lucruri care țin de fișa postului de primar. Adică orașul ăsta trebuia să aibă un spital municipal de mult. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu spitalul județean. La fel, o bătaie de joc. Oamenii nu se întreabă de ce s-a dezvoltat mult mai repede Romanul. Unii spun că trece drumul național pe acolo. La spital nici n-are vorba. Legătură. Nu, n-are nici, nu așa s-a dezvoltat spitalul din Roman. La Târgu Neamț, de ce? Pentru că au fost niște băieți care au avut interese pe apartenență locală să dezvolte Roman, Târgu Neamț, Piatra Neamț a rămas o cenușăreasă. Iar cu un primar care nu e în stare mediocru să facă nimic, o să se aleagă praful de orașul ăsta. Eu mă întreb ce se va întâmpla după vot, pentru că e clar, indiferent cine va câștiga primăria, va avea de-a face cu un consiliu local extrem de pestriț. Domnul Bălănescu, m-am gândit și la asta. Știți că în urmă cu 4 ani am avut o problemă, eu am vrut să rămân viceprimar și partidul, sunteți una din persoanele care știu asta și pot confirma. Partidul nu v-a dat voie. Partidul nu mi-a dat voie și atunci am plecat din partid și le-am urat succes. Dar gândiți-vă că există o singură soluție. Dom'le, dacă ești primar și nu ai consiliu, sau invers, primarul nu vrea să facă, trebuie să ieșim în stradă. Adică avem nevoie de transparență. Oamenii trebuie să știe cine pune tălpi. Pentru asta am cerut eu transparență totală în administrație. Pentru asta am vrut eu să implementez cardul cetățeanului. Pentru că oamenii trebuie să știe adevărul. Ieși în stradă și faci, dacă trebuie, grevă împotriva instituției din care faci parte. Pentru că acolo nu se adună doar ca să facă alianțe, să facă împărțeala aia, știți? Tu iei societatea aia, eu iau societatea aia pentru clientela de partid. Asta e motivul pentru care eu mi-am luat o echipă de oameni care n-a mai făcut politică. Oameni care au dovedit că știu să facă ceva în domeniul privat. Pentru că, repet și am să spun de 1000 de ori, vorbim de liberalism unde? La niște angajați la bugetul de stat care își măresc salariile și își fac salarii în funcție de interesul lor, timp în care vorbesc de antreprenoriat. Care antreprenoriat? Ce au făcut pentru antreprenori? Pentru micii comercianți din Piatra Neamț, că eu am o pasiune să cumpăr produsele de la măcelărie, de la pescărie. Au venit, cred că niciun oraș nu mai are atâtea supermarketuri câte are astăzi Piatra Neamțul și s-a tot construit. Vor fi sufocați economic toți întreprinzătorii. Uitați-vă la piața asta. Să tot plimbă prin piață. Deci eu când l-am văzut pe Chitică în piață, am crezut că e prima dată în piață. A descoperit că lucrurile nu funcționează chiar așa. Asta e piața de secol 21. Așa încurajăm producătorii. Nu facem decât să încurajăm samsarii fără să sprijinim producătorii. Vă rog, e piață de secol 22 pentru că se vând și laptopuri în piață. Normal, și farașe. Și laptopuri, am văzut, și telefoane. Făraș electronic. Da, făraș electronic. Tot ce doriți. Adică la comandă. Ceaune. Deci este o piață de secol 21. Nu e rău că se vând ceaune. Uite, eu sunt fan ceaune și corect, am cumpărat ceaune în mijlocul parcării. Dar într-un mod organizat. Și nu, să vezi, poliția locală nu generalizez. Am văzut într-o zi în piață
cum se duce polițistul, îi se umple sacoșa și dă, aruncă pe tarabă un leu. Deci eu am văzut cu ochii mei în piață chestia asta. Probabil că nu toți sunt la fel. Probabil că și poliția locală are nevoie de disciplină și are nevoie să fie organizată și condusă în mod corespunzător. Orașul are nevoie de siguranță. Ar trebui să avem camere de luat vederi pentru a supraveghea. Avem zonele de gunoi. Deci orașul are o groază de probleme. Mici, dar toate astea mici la un loc nu fac decât să ne agreseze. Să ne agreseze acustic, să ne agreseze vizual. Ăsta e motivul pentru care eu am cerut și îmi doresc ca politica pentru acest oraș să vorbească despre estetică urbană. Avem nevoie să introducem estetica urbană ca să nu mai fim agresați la fiecare pas de avize de construcții pe niște clădiri compromise. Deci sunt atâtea probleme mici. Vorbim de, cred că de 6 ani, vorbim despre pârtia care nu mai funcționează. Ce să faci? Nu mai ninge. S-a schimbat clima. Fă-o, haide să o facem o pârtie practicabilă tot anul. Deci, dacă vă uitați la televizor, să face publicitate pentru, nici nu mai știu pentru cine, nici nu contează, este celebra uzină din Suedia, care, deasupra cărea o uzină de procesare a resturilor menajere, pe care s-a făcut o pârtie de genul ăsta. Toată lumea o promovează, toată lumea vorbește. Dar mergem la Dureu să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Bun, și acolo vreau să vă spun că se pot face lucruri mai mari. Oamenii au avut piedici tot timpul. Tot timpul, au încercat, au făcut ceva cât au putut. Au făcut, e foarte adevărat. Dar eu mi-aș dori să-l dezvoltăm coerent orașul ăsta, să-l luăm de la un cap la coadă. Și chiar lucrurile mici, mici în aparență, ele sunt importante pentru oameni. Adică ieri am vorbit cu tineri care îmi spuneau vrem concerte stradale. Concerte stradale în sensul că dacă unul cântă la un instrument, poate merge pe stradă să cânte la instrument fără să-l ia poliția. Ce-i atât de rău? Ce-i atât de rău? Adică, mă scuzați, mereu poliția știe să amendeze. Dar unde e prevenția? Cum prevenim lucrurile? Nu vorbim, criminalitatea infantilă, uitați-vă ce se întâmplă la Piatra Neamț. Lucrurile astea nu le văd. Nu văd prevenție în școli. Eu dacă eram inspector general sau primar, prieteni dragi, unde aveți politica împotriva bullying-ului? Unde aveți politica împotriva abandonului școlar? Iar Neamțul e fruntaș la abandonul școlar. Unde e politica voastră pentru copiii a căror părinți au plecat? Să văd și eu un program coerent. Unde sunt voluntarii? Doar la sticle și borcane? Când vrea Carabela ca să-și facă poze cu mormanul de sticle? Ăsta înseamnă voluntariat. Voluntariat este să dai atenție fiecare categorii sociale. Și persoanelor de vârsta a treia, așa cum e la noi rețeaua de încredere. Au venit să facă mișto de rețeaua de încredere. Ei nu-și dau seama că de fapt fac mișto de părinții și de bunicilor. Nu înțeleg că lucrurile astea funcționează. Rețeaua de încredere este o aplicație pe care am preluat-o, n-am inventat-o, funcționează de 7 ani la Barcelona. Și acum 4 ani la fel spuneau, aia nu se poate, vii tu cu aia, vii tu cu aia în bătaie de joc. Acum s-au trezit, mă uitam ieri la Cluj, ce a făcut Boc. Se revendică liberalul, revendică pe Boc, liberalul nostru. Păi și Chitic n-a fost liberal, de ce Boc liberal cu un guvern PSD a reușit să facă și Chitic n-a reușit. E vorba de om. Ei trebuie să înțeleagă că nu partidul a contat nici la Boc, nici la Oradea, nici la Arad. A contat om. Și oamenii, într-adevăr, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă să fie responsabili, implicați în ceea ce înseamnă comunitate. O comunitate, eu înțeleg mândria noastră și este minunat să fim mândri că suntem nemțeni, că suntem din Piatra Neamț. Dar hai să și punem umărul la chestia asta. Deci oamenii aproape că nu mai cred că se poate și altfel. Bun. Toată lumea... Deci în momentul acesta, oamenii stau și zic, Doamne, ce să... Deci trebuie să depășim momentul acesta și această mentalitate. Trebuie să încercăm să gândim și altfel. Provocările sunt din ce în ce mai mari. Trebuie să ne uităm în jurul nostru. Trebuie să avem pregătite soluții și bune practici care au funcționat în alte țări, în întreaga lume. Uitați-vă că lumea, fiecare țară se confruntă cu propriile probleme, cu criza economică. Nu mai stă nimeni să ne dea moca
Nu mai stă nimeni să ne tragă de urechi. Nici măcar București nu vedeți că și guvernul s-a derobat și a aruncat responsabilitatea toată în zona. Când vorbim despre descentralizare, despre descentralizare fonduri europene, abia acum au înțeles, după atâția ani, cât de important este descentralizarea din punct de vedere administrativ, și aici mă refer la ADR-uri. Dar dacă și ADR-ul este politizat, dacă și ADR-ul, că auzeam, mă, nu se poate cu ADR-ul pentru că e prieten cu PSD-ul. Acum aud, nu se poate cu ADR-ul că e prieten cu PNL-ul și este evident lucrul ăsta. Adică și ADR-ul, și vorbim și de Rubik Hub, să fim puțin mai atenți să vedem câte sinecuri sunt acolo, cine sunt angajații, ce a realizat Rubik Hub-ul din ceea ce și-a propus, cât a fost salarii plătite, pentru că niște băieți, așa, un grup select, au pus mâna pe ceea ce înseamnă fonduri acolo. Adică haide să fim cinstiți, să ne uităm puțin în oglindă și să recunoaștem fiecare ce a făcut în viața asta. Eu am 24 de ani de voluntariat, dar n-am ieșit să mă bat cu cărămida în piept, că eu sunt de mare voluntar. Am fost inițiatorul legii voluntariatului. Deci m-am săturat să aud atâtea minciuni. Dar din păcate încă mai țin la oameni. Da, eu în campania asta am stat și m-am uitat atent, am ascultat atent. Exemplu, centura, că revenim la centură. Îmi place nouă asta cu centura. Și mie îmi place asta cu centura, pentru că mă uitam pe anumite materiale mai vechi. Deci, toată lumea a descoperit că nu avem centură. Dar n-am găsit un document, o inițiativă a unui consilier local, nimic. A cuiva, până acum. Centura se făcea pe asta, Autoritatea Națională Rutieră. Okay, acum s-a transferat, s-a schimbat legea și există posibilitatea. Nu-i tragi de urechi. Băi, vrem și la Piatra Neamț. Haideți să facem. Ei parlamentarii, le dai un șut. Păi asta vă spun. Ce a făcut Chitic 4 ani? S-a plâns. S-a plâns că nu-l bagă în seamă Consiliul Județean, că nu-l bagă în seamă guvernul. În acea situație au fost și Hava, și Boc. Ei de ce au putut? De ce? Pentru că sunt, într-adevăr, niște profile de lideri. N-ai profil de lider, stai acasă. Du-te funcționar de unde ai venit la popii în curte. Deci, du-te de unde ai venit. Lasă. Da, deci lucrurile stau așa. Nu mai trebuie să așteptăm doar în campanie să vină unul și altul și să ne spună. Pentru că campaniile sunt făcute ca să convingi cu ceva. Nu să vii să-mi spui mie... O campanie e făcută să sintetizezi, să sintetizezi tot ce ai făcut în viața ta și să-ți prezinti CV-ul și să vii cu un proiect care este compatibil cu pregătirea ta. Să ai competență în administrație, să ai competență în ceea ce înseamnă dezvoltare, ai nevoie de viziune. Copiii ăștia din Piatra Neamț sunt toți și mă uit ce resursă umană avem, resursă naturală. Să vorbim de creativitate. Orașul ăsta poate deveni un centru al creativității. De-aia eu țin foarte mult la înființarea acestui institut de design. Noi trebuie să luăm cei mai buni și sunt lucruri care ne pot dezvolta fantastic. Pe resursa umană doar și pe ceea ce înseamnă resursă naturală. Da. Noi suntem în momentul de față în situația în care primăria nu mai are terenuri. Am făcut schimburi de terenuri, am învârtit terenuri, iată că primăria nu mai are terenuri. De ce? Cum s-au administrat? Să citiți raportul Curții de Conturi, care spune foarte clar, nu există nimic foarte clar în ceea ce înseamnă patrimoniul orașului Piatra Neamț, a primăriei orașului Piatra Neamț. O spune raportul Curții de Conturi și a fost contestat. Dar raportul Curții de Conturi spune în fiecare an sau de când controlează ei, la ce perioadă controlează lucrurile astea, după aceea avem contestație care durează, raportul nu e făcut public până nu se termină ultima contestație, exact. Adică după 2 ani și tu ai date de acum 2 ani. Și vii și spui, uite ce s-a întâmplat acum. Bun, dar ce ați făcut? Păi stați, se contestă, că uite, s-a plătit prejudiciu. Vorbi.
Ce prejudiciu? S-a plătit prejudiciu din banii noștri. Nu, pentru că instituția este obligată să... Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la prefectură cu celebrul caz în care vicepreședintele Dulam a fost destituit, după care tot noi, tot contribuabile am plătit pentru domnul Dulamă banii, el nu s-a întors împotriva doamnei prefect, deci tot noi am plătit, pentru că ei s-au împăcat între timp și să țin de mânuță. Sunt pe aceeași listă. Pe banii noștri, pe banii noștri. Oamenii trebuie să știe că ăia sunt alea sunt contribuțiile lor. Pe banii noștri, domnul Dulam a stat acasă pentru că l-au dat afară, s-a judecat, a luat și banii în timp în care a mai fost plătit o persoană, deci cheltuiala este dublă. Aproape triplă, dacă stăm să ne gândim. Absolut. Deci, da, dacă oamenii sunt fericiți cu lucrurile astea, asta e. Bun, domne, cazul Dulamă, da? Acum domnul Dulamă este pe lista PSD, mă rog, din partea unui partid, și cineva din familia celei care a dat decizia este pe aceeași listă. Asta spun. Este frăția politică, blatul politic permanent între cele două partide mari care în permanență s-au înjurat de ochii lumii și au prostit oameni. Bun. Haideți să ieșim din treaba asta. Cum putem? Simplu. Oamenii pot hotărâi asta. Atunci când cetățenii vor înțelege că trebuie să spună stop acestui joc politic în permanență, care se transformă în blaturi politice întotdeauna după alegeri, când oamenii vor înțelege că trebuie să spună stop, atunci lucrurile se vor rezolva. Fără să mai povestim de că avem partide de stânga, de dreapta, nu avem nici pe dracu. Pe stânga și pe dreapta nu fac decât stânga intereselor, dreapta intereselor. Uitați-vă că au aceleași apucături. Dacă luați profilele și de la PSD și de la PNL, au aceleași profile de politicieni. Adică eu mă uit, cum poți să-mi spui că a fost o administrație locală mediocră și proastă, până la urmă, când tu ai pe listă consilierii care au fost sub chitic, aceiași consilieri? Sau să-mi spui că promovezi tinerii pe aia de pe poziția 15, 16, 17? Păi să luăm primii candidați la Consiliu, la liberali. Sau să-i luăm și chiar și la PSD. Adică vine președinta organizației Piatra Neamț de la PSD, care își pregătește să creează o sinecură în Consiliul Județean, un post. Oamenii nu știu lucrurile astea. Trebuie să le afle. Dar până nu o să avem transparență administrativă, nu o să știe oamenii nimic și o să voteze la fel doar pentru că au mai primit un leu la... Nu mai zic la ce. Mi-aduc acum aminte... Era doamna Corina Crețu, comisar european, da? Da. Și am rămas cu gura căscată, efectiv cu gura căscată, dar doamne, dar zice, eu am vrut să ajut. Și era guvernul. Da, cât s-a rugat pentru spitalele regionale. Vă dau bani pentru spitale. Cât s-a rugat pentru acum facem autostrăzi. Dar până acum ce am făcut să vii să spui că acum facem? O să ne treacă autostrăzi. Nici nu știu pe unde o să mai mergem pe jos de atâta autostrăzi. Vom merge pe toate acele pasarele care deja umplu orașul. Știți, pasarele suspendate. Deci, pe la parc, pe în păduri. Deci, sunt lucruri necesare. Nu pot să minimalizez importanța infrastructurii, mai ales a infrastructurii rutiere și de cale ferată până la urmă, pentru că suntem praf și ceea ce înseamnă cale ferată. Dar să nu ne închipuim că lucrurile astea se vor întâmpla mai repede de 4-6 ani. Uitați-vă cum, când a fost începută linia de metrou și când a fost terminată. Păi, pe vremea lui Ceaușescu, că am tot văzut paralele între inaugurări, știți că acum, dacă îți faci o casă nouă, trebuie să ai grijă, pentru că s-ar putea să vină Iohannis împreună cu Orban să o inaugureze. Adică trebuie să fim foarte atenți la asta. Stați un pic. Deja m-a pufnit râsul chiar la fiecare casă, că atunci putem găsi deci, o soluție. Dacă ți-ai terminat casa, dragii noștri, aveți grijă, telefon și vin domnul Iohannis cu domnul Orban și vi le inaugurează. Acum ai bătaia pe inaugurări. Domnul Liviu Harbuz, domnul doctor Liviu Harbuz, cred că este ultima emisiune înainte de vot.
Nu, e ultima emisiune pe săptămâna asta, domnul Bărbăs. Înainte de vot. Există viață și după alegeri. Iar contra candidaților și celor care răspund de astăzi, dacă nu voi fi nici consilier, nici primar, o să-mi iau o portavoce și am să stau în coasta lor în fața primăriei și am să strigă în gura mare toate hoțiile pe care le fac și toate minciunile și cum manipulează oameni. Deci n-am nicio problemă să fiu și în societatea civilă, să strig ce să... Eu n-am ce pierde. N-am interes, n-am afaceri care să mă lege de această frăție a drumurilor și a podurilor și a șoselelor. Pentru că când îl aud pe Cuc vorbind, el deja vede câte zerouri să duc acolo la cu mătru și cum se întorc ei pe la domnul Arsene. Ei au de conservat bani grei și avantaje. Numai că încet, încet vor ieși la iveală. Adică nu mai vreau să o la Piatra Neamț că avem candidat care este condamnat la 3 ani și jumătate cu interzicerea drepturilor, cum e Chitic. Du-te acasă, lasă pe unul care nu e urmărit în fiecare zi nici de DNA, nici de poliție, nici de nimeni. Cu atâtea dosare și ei vin și spun, eu sunt curat ca lacrima și trebuie să administrez banul vostru. Prin firmele la care au apărut firmele de casă ale PMP-ului. Adică, iată cum s-au regăsit ei în familia PMP, unde au și niște clienți politici care le mai dau de o măslină. Dar este, cum să spun, este o rețetă patentată. Firmele la primărie, firmele la Consiliul Județean, firmele la primărie. Trebuie mai să mici. Spargem buba asta. Iar oamenii trebuie să înțeleagă să spargă buba asta prin vot. Depinde doar de vot. Deci pe 27 septembrie au șansa să schimbe ceva. Dacă nu vor să schimbe, să nu se mai plângă. Da. Deci noi am publicat niște filmulețe și este o doamnă care vinde în piață. Eu mă uit pe tarabele din jurul meu. Dacă ăla are marfă mai frumoasă, mă uit și eu de unde o luat-o ca să iau și eu să vând marfa aia frumoasă. Oameni buni. Acum îți dă foc la tarabă ca să nu mai vinzi. Oameni buni, uitați-vă la proiecte și programe. Uitați-vă la oameni și gândiți din ce propun ei, ce este posibil și ce ne dă speranța unei dezvoltări. Pentru că altfel vom sta în același marasm administrativ. În mediocritatea asta în care ne-au otrăvit sufletele și mințile. Da, pentru că, din punctul meu de vedere cel puțin, a trecut vremea persoanelor care se pricep la toate. Deci, să fii și constructor, să fii și vedeți inginer. Vedeți că avem 5 propuneri de centură pentru oraș. Eu mă întreb și specialiștii ce o să mai facă. O să vină să ia proiectul și vai ce frumos e proiectul ăsta. Deci asta este o mare minciună. Fără studiu de impact, fără studiu de mediu, nu se va face nicio centură. Toate poveștile astea cu programele, cu desene, acum poți să faci ce vrei pe calculator, proiectare și să vii cu niște desene virtuale, niște centuri virtuale, dar v-am spus, ar putea să treacă și pe la Budapesta, la câte centuri au prezentat în campania asta. Ai treaba specialiștilor, trebuie să învețe să respecte profesioniștii, trebuie să asculte profesioniștii. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu pandemia. Au învârtit o politică, au învârtit-o și au ajuns tot la specialiști, pentru că le-a ajuns cuțitul la os. Acum o să ajungă la început eroi în halate albe, să-i aplaudăm, să-i iubim, după care i-au uitat. I-au uitat și acum iar și-au adus aminte. Bă, da, totuși sunt niște doctori care duc crucea asta a pandemiei în spitale. Facem spitale, n-avem personal, dar inaugurăm spitale. Nu știu, e treaba autorităților, instituțiilor de forță ale statului, să vadă dacă e legal sau ilegal, că trebuie să meargă sau nu trebuie să meargă la pușcărie, nu mai interesează. S-a construit, s-a făcut un spital, fă-l funcțional, nu mai inaugura, că în fiecare zi s-a inaugurat spitalul de la Lescani. Ok, am înțeles, e bine, s-a făcut. Dar eu de ce am spitalul din Piatra Neamț în continuare blocat și nu am bolnav de la COVID? De ce nu îi duc pe aia care au COVID la Lețcan dacă tot avem spital și să putem deservi celelalte patologii oamenii care n-au unde să meargă? În fiecare zi, dacă stați în față la spital, să vedeți ce probleme au oamenii. M-am dus de curiozitate, este
înfricoșător ce se întâmplă. Și se ascund pentru că, normal, partea de mediatizare este pe COVID, pandemia. Dar problema este alta, cu cei care au boli cronice și moră în fiecare zi și pe aia nu-i numără nimeni, decât familiile îndoliate care se uită și ce mai speră de la un stat în care nu mai au încredere, pentru că vine în fiecare zi cu alte bâlbe și bâlbe și bâlbe. Unde este autoritatea unui guvern? Unde este autoritatea locală? Vreau să văd și eu bărbați politici care decid, iau decizii în interesul cetățeanului. Nu iei decizii ca să-l pui tu pe omul de la pompe funebre, managerul spitalului, după aia ții 3 zile, îl dai afară și pui pe altul și tot așa. Ping-pong politic pe viața oamenilor. Nu mai vorbim de sănătate, pe viața oamenilor. Și credeți-mă că probabil că oamenii n-au reușit să se adune. Într-o zi o să ia cu japcă. Da, pentru că totul e până la nivelul acela de gradul de suportabilitate. Exact. Este exact. Foarte important. Da, eu îmi doresc orașul ăsta să nu mai fie o presiune și un stres continuu. Vreau să-i văd pe oameni râzând pe stradă. Vreau să-i văd pe oameni așa cum era orașul ăsta când eu eram adolescent, când eram copil. Chiar orașul ăsta a avut valoare. Pătează emblema orașului când spun perla Moldovei neșlefuită. Adică au ajuns, șlefuiesc ei perla Moldovei. Orașul ăsta e perla Moldovei în primul rând pentru că arată cum arată, că l-a ajutat natura, că l-a ajutat Dumnezeu și a ajuns să fie atât de frumos. Cum exploatăm toate avantajele astea? În niciun fel. Venim mereu cu aceeași să stopăm risipa bănului public. Ieri s-a înființat o rezervație de bizone, am văzut un videoclip. Da. Ce important este că există bani publici. Da, banul public despre care vorbesc e atât de prețios. Cum au cheltuit banul public? Vă dădeam exemplu cu Consiliul Județean, cu Dulamă, cu prefecta, cu ce s-a întâmplat atunci. Dom'le, banii aia au fost aruncați. Bani nici măcar aruncați, că au intrat în buzunarele unora. Este la vedere, se poate verifica, se pot vedea câți oameni știu ce jocuri au făcut acolo. Iar acum a apărut frăția. Vorbim de baroni. Dar cultivăm în continuare. Da. Acum, important este, știți, e secetă și cultivat, chiar și baronul are nevoie de resurse. Da, normal. Păi războiul e pe resursă. Războiul e pe resursă. Ei își joacă până la urmă cariera nu pe aia politică, ci pe aia financiară. Își joacă cariera financiară. Pentru că e ok, da, bun, s-au făcut drumuri. Eu apreciez asta. Și sunt drumuri făcute în Județul Neamț. Dar vreau să văd și eu că instituția de forță ale statului verifică cum s-au făcut și unde au ajuns banii. Pentru că e foarte important. Mă uit în declarația lui Cuc, e sărac lipit. Dar tocmai pregătește 250.000 de euro pe un teren din Corbeanca. Adică, asta este o informație interesantă. Da. Și alte lucruri. Adică tu vii și te dai sărac. Că vedeam un articol, Harbuze, cel mai bogat candidat. Da, sunt cel mai bogat pentru că am averea la vedere. Pentru că tot ce am făcut în viață, asta e în declarația de avere și e public. Nu ascund nimic. Dar tu să vii să îmi spui că ai divorțat și nu mai ai nimic în declarația de avere, într-un an de zile ți-a dispărut tot, ești sărac lipit. Chiar mă gândeam să fac un ONG să-l ajutăm pe domnul Cuc. Acum poate ONG-ul există deja, de ce? Da, dar se cheamă altfel. Deci poate există. Ne oprim cu emisiunea aici, pe final. Eu mai spun o dată și pe urmă vă rog pe dumneavoastră să încheiați seria de emisiuni electorale. Eu mai spun o dată, oameni buni, uitați-vă cu atenție la oameni, la programe și vedeți unde se vorbește cel mai mult de bani de la buget, acolo puneți-vă un semn de întrebare. Unde se vorbește de alternative care să nu lovească bugetul și așa sărac, că nu e așa, am făcut datorii pe care nimeni nu mai le recuperează, pentru că s-au făcut datorii pe hoții de cele mai multe ori și ele nu se mai recuperează, deși ar fi în sarcina autorității să recupereze acei bani. Ba mai mult decât sunt și obligați să facă asta, dar cum să recuperezi banul dacă cel care trebuie să dea banul
are băiatul secretar la primărie, avea, și el trebuia să se îndrepte împotriva tatălui, lucrurile sunt foarte complicate. Noi am tot scris despre asta. Deci, atenție mare la aceste lucruri. Domnul doctor Liviu Harbuz, final de campanie la Mesagerul de Neamț. Cafea da, de dimineață. Dacă îmi dați voie, aș vrea să le transmit și pietrenilor. Dragii mei, uitați-vă ce alegeți. Judecați, cântăriți și după aia decideți cu cine votați. Uitați-vă la echipe, uitați-vă la oameni. Am în jurul meu o echipă de oameni care n-au mai făcut politică. Mulți au râs și au zis, i-a adus pe amatorii ăștia. Sunt amatori pentru că nu știu să fure și pentru că își doresc să schimbe ceva fiecare cu proiectul cu care vine să contribuie în această construcție nouă. Fiți atenți ce votați, fiți atenți la CV-urile oamenilor, la trecutul lor, la ce au făcut în viața asta și decideți. Dar decideți în cunoștință de cauză. Votați poziția 1 pe buletinul de vot la poziția de primar, Liviu Harbuz. Votați poziția 1 pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Pro-România. Poziția 2 pentru Consiliul Județean Emilia Arcan. Și desigur, la fel, poziția 2 pentru consilier la Consiliul Județean. Vă mulțumesc pentru participarea la acest șir de emisiuni. Vă doresc baftă din tot sufletul și să ne întâlnim în săptămânile următoare. Să ne întâlnim sănătoși. Sănătoși și că chef de vorbă avem. Și în mare formă. Chef de vorbă, eu am sigur. Chef de treabă, nu numai de vorbă. Bun, eu deocamdată fac treabă vorbind, ca să spun așa. Gândind, nu vorbind. Ne oprim aici, vă doresc cele bune. Mulțumesc. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua de astăzi. Mâine, ultimele cafele electorale și după aceea revenim la normal. La revedere!